Este centrul de afaceri și expozițional la Cărăsăna, un atelier de afaceri național a pădurilor Maxima, din întâmpinarea agricolilor, pescarilor, dar și celor care doresc să facă dimensiuni în natură, să achiziționeze echipamente sau accesorii speciale, cu o garantie asigurată de produse și servicii oferite atât de importatori cât și de distribuitori. Anul acesta, atelierile Grimetului au luat două concursuri și anume concursul de moderare Pompeie cu acumulare de atropicii și concursul de gastronomie în locul asta. Alături de voi am avut expozanți cu lucrezi în domeniile vânătoare, articole erotice, cuțite, accesorii și diverse echipamente pentru vânătoare, conferințe textile, înălțăminte, accesorii vestimentare și articole de pielărie. Suveniruri și trofee de vânătoare, gastronomie, specific vânătoresc. Domeniul pescuit, scule, verde, accesorii și echipamente pentru pescuit sportiv, echipamente timpii, convenții de stile, înălțăminte, accesorii vestimentare și articole de pescărie, produse de pescărie și omeni, gastronomie, specific pescăresc. Acestea au fost spuse, la cuvântul domnului director general al Secretarului de Afaceri și Expozițional la Cărăsa, pentru a vă adresa pe tema cuvinte, domnul director Valeriu Picote. Bună ziua! Ne vă mulțumim pentru invitarea dumneavoastră la acest eveniment, vouă expozanților din această seară, partenerilor din această zi, partenerilor noștri, Regia Națională a Comunilor Silva, de asemenea mulțumim și celorlalți partenerii secundari, cum ar fi Asociația Națională a Deputaților și Proprietarilor din România, reprezentată de domnul președinte Ștefan Bergea, de asemenea Servos România și, în ultimul rând, vrem să spunem un călătoros bine au venit la Bacău și Muzeului Cinegetic Posada, ajuns aici, tot prin grija Regiei Naționale a Pădurilor Victor Silva. Iată așadar, domnicele de afaceri și expoziții, reușim a șase ediție în cei 5 ani de activitate și credem că, în acest fel, cei care sunt pasionați în domeniu au reușit să cunoască mai multe lucruri despre acest fenomen în regiunea noastră, a Moldovei, a Bacăului și, în ultimul rând, să încercăm să dezvoltăm o piață economică în această regiune a țării. Cunoaștem cu toții că o astfel de tradiție a vânătorească există din cel mai vechi timpuri, dar poate că în ultimii ani nu a fost suficient dezvoltată în zona noastră. Credem că doar pentru un efort comun, ajutorul instituțiilor și asociațiilor private, putem să reușim dezvoltarea vânătorii în România, putem să cunoaștem mai bine despre natură, putem să cunoaștem mai bine legislația în domeniu și, în ultimul rând, să avem mai multe succese profesionale în ceea ce privește atât vânătoarea și pescuitul. Vreau să specific că în aceste trei zile sunt câteva evenimente aflate în premieră și aș menționa aici concursul gastronomic pe care Regia Națională a Pădurilor Silva îl va susține atât în ceea ce privește materia primă pentru concurenți, cât și în ceea ce privește premiile. Apoi, pentru a doua oară la Bacău, se va organiza o evaluare ciclă a trofeilor cinegetice pentru toți vânătorii care au reușit să ajungă la premiul trofeilor și despre acestea mă încerc o măsură mai departe colegii noștri, partenerii noștri de la CIA. Nu în ultimul rând, avem de asemenea câteva surprize în ceea ce privește premierele și nu cred că dacă vizitați aceste trei zile în Moldova expozițional, nu veți fi satisfăcut de ceea ce vă oferă atât expozanții, cât și toți cei care au participat de la direcțiile sindice din lumea regiunea Nord-Est, pe care le mulțumesc de această tare și știu că au făcut eforturi deosebite pentru a fi prezenți cât mai atractiv pentru dumneavoastră vizitatorii,
Ne dorim să dezvoltăm profesional împreună cu partenerii noștri din Romsiva aceste domenii în zona Moldovei și dacă, așa cum a spus chiar de la masă unii dintre expozanți, ceea ce se întâmplă la Bacău arată cel mai bine în țară, poate după București, sunt semne că putem să realizăm mai multe împreună și e nevoie de un efort conjugat, așa cum ar trebui să întâmple fiecare domeniu economic și fiecare sector social sau cultural în județul Bacău. Eu vă mulțumesc și vă urez succes, vă urez vizionare plăcută în ceea ce privește toate exponatele pe care le vreau să avea ocazia să le vedeți. Și în ultimul rând, să vă mulțumesc și televizitor prezentă a mass media a domnului Mihai Camerul de Prezidentul de Ziunea Română, dar și exclusiv TV și celălalt reprezentare a mass media care a susținut acest eveniment. O zi frumoasă în continuare. Domnilor invitați și domnilor expozanți,
Mulțumesc, vreau să mulțumesc centrului de expoziție din Bacău pentru această idee. Ideea de a pune la punct un parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor. Principalul administrator al pădurilor din această țară. Și chiar dacă, din punct de vedere al imaginii, instituția nu trece prin cea mai bună perioadă, asta se datorează doar unora și modul personal de a vedea realitatea de România și de a interpreta și de a o interpreta. Regia Națională a Pădurilor este instituția care s-a străduit și se străduiește în continuare să aibă grijă de pădurile, proprietatea publică a statului al acestei țări. Până acum apreciem că ne-am făcut datoria și ne facem în continuare. În ceea ce privește gestionarea fondurilor recrutătoare și abonatului din România, încercăm să ilustrăm această muncă prin rezultatele obținute în anii anterior, prin trofeele expuse atât la ștandurile direcțiilor civice, Suceava, Bacău, Iași, cât și cele expuse în ștandul Muzeului Cinegetic al Carpaților de la Păsada. Acele trofee reprezintă munca anonimă a mii și mii de oameni, în speță pădurari, tehnicieni, ingineri, civici, o meserie de care nu trebuie să fie jenă și rușine nimănui, indiferent pe ce treaptă la ierarhie se află. Pentru că este chiar dacă este vorba de acea muncă anonimă, repet, care a contribuit ca la ora actuală să mai avem un altul pe care îl avem. Și vreau să vă aduc așa la îndemână doar două, trei cifre ca să puteți judeca prin comparație informațiile cu care sunteți bombardați aproape zilnic. După al doilea război mondial, urșii din România se ridica la fantastica sumă de, sau cantitate, sau număr de 800 de bucăți. În anul curent, după evaluarea din primăvara anului curent, numărul lor a ajuns cumva la 1500, adică de mai mult de 10 ori. În condițiile în care degestionarea lor s-a ocupat acest gen de oameni, cu acest gen de pregătire și inclusiv prin acest gen de exploatare, de extragere a unei felii de tort, echivalent unei felii de tort, adică acea cotă de extragere, de reportă, de intervenție, de cum trebuie să-i spune sau cum vor să-i spună unii și alții. Deci dacă acest mod de exploatare s-a dovedit unul potrivit, ca să nu zic altfel, unul care a condus la creșterea populației fără metode științifico-fantastice, ci printr-o creștere naturală de la 800 la 8000 și ceva, apreciem că asta e metoda sau asta este calea care trebuie urmată și în continuare. În cursul lunii 2016, unul dintre instituțiile internaționale de referință, IBCM, UCM, a spus că nu vor și urmata din lume, din lumea largă, a spus la 2036 de exemplare. Momentul în care s-a considerat că s-a depășit perioada de pericol, de pericol de dezbarare. Și din România numără 1500 de exemplare, în țara care, față de scara întregului grup românesc, foarte mică. Prin urmare, măcar prin comparația la aceea și dumneavoastră, care e sau care a fost sau care urmează a trecut pericol. Ceea ce am făcut până acum, sperăm să ne ajute Bunul Dumnezeu să facem și în continuare, să sprijinim pădurile și viața sălbatică a acestei țări. Vreau să mulțumesc societăților comerciale care se ocupă de echipament și diverse aparaturi legate de activitatea de teren în gestionarea faunei, florei și a pădurilor, să le mulțumesc pentru că am înțeles mesajul organizatorilor, mesajul nostru și chemarea noastră și participă alături de noi la acest eveniment. Sper să vă placă, să vă simțiți bine și să considerați că este necesar ca astfel de evenimente să continue.
Dacă la alte tururi, despre alte tururi ați auzit că a ajuns la 30-a, 50-a ediție, sper că și tururi de la Bacău, care nu e doar o ajuns la expoziție, ci un tur, să ajungă la 50 expoziție și să o prindem și noi. Eu vă doresc toate cele bune. Sănătate și mai bine. Bună ziua, vizitatorilor și exportanților! Ne bucurăm să fim în această zi împreună cu dumneavoastră și împreună cu o echipă internațională de evaluare a trofeelor din arbitrii CIC, Sima Mior și Alexander Ceranici. Am venit la dumneavoastră ca să arbitrăm trofeele din zona Moldovei. În ultimele două zile am evaluat peste 60 de trofee, în special din speciile cel comun, cel de opătar, Bistreț, Căpior. Vreau să vă spun că din cele 60 de trofee, peste 50% au încumunat puntajul pentru a obține una din medaliile de bronz, argint și aur. Iar în toate aceste fișe de evaluare și datele de la aceste trofee vor fi înregistrate în baza internațională de date a Casinului Internațional de Vânătoare. Ce am observat, calitatea deosebită a trofeelor din zona dumneavoastră, care o pune pe seama excelentei gestionări din punct de vedere al excelentei gestionări pe care au Zimba și cei le-au gestionat fac în această parte de țară. Pe această cale vrem să spunem tuturor vânătorilor și deținătorilor de trofee ca la evenimentele viitoare să aducă trofeele pe care le-au acasă, deoarece aceste trofee sunt un bun național, iar punctele pe care le țin vor fi publicate în cataloge naționale și internaționale, care vor face cinste județului dumneavoastră. Vă mulțumesc! Sperăm că acest lucru să vină să fie o
și satisfacției clienților acestora și vizitatorilor. O zi frumoasă, vă dorim și vă mulțumim! Bună ziua, Leon!
Doresc să vă fac un anunț că începând cu ora 16, restaurantul Dece Banc vă invită la o degustare de rețete. Prezentăm la dumneavoastră diorama
păsărilor și mamiferelor care habitează în județul Suceava. Tot ce vedeți dumneavoastră aici sunt păsări care sunt păsări și mamifere care sunt gospodărite de direcția silvică Suceava prin Regia Națională a Pădurilor. Acum să începem cu mamiferele. Cel mai mare mamifer care habitează în județul Suceava, în pădurile gospodărite de direcția silvică Suceava, este ursul carpatin, care îl vedeți dumneavoastră aici. Direcția silvică Suceava deține trofeile naționale și mondiale la blană și craniu de urs. Deci au deținut, acum deține recordul național. Următorul mamifer foarte important este cerbul carpatin. Îl puteți vedea aici. Județul Suceava deține un număr de 30 de medalii de aur, da, dintre care un vice-record mondial care a fost recoltat în zona Bistriței, pe zona fondului de vânătoare Bistrița. Următorul mamifer important sunt mistreții, care vedeți aici. Mistreții, arma de atac a mistreților. Ce e important, tot în pădurile noastre s-au recoltat un număr de 60 de trofei naționale care se găsesc la Muzeul de Vânătoare de la Posada. Deci, în privința mistreților. Trecem la lup, la craniu și blană de lup. Județul Suceava deține recordul mondial la craniu și blană de urs recoltat în zona Vatra Dornei. A fost recoltat toate recordurile mondiale astea și naționale pot fi văzute la Muzeul Național de la Posada. Acolo se pot vedea trofeile care sunt prezentate în zona care au fost recoltate în județul Suceava. Noi trecem acum la... Pot vedea, uitați-vă, plana de râs din familia felinilor, un animal foarte ager. Mai prezentăm aici căprioara, uitați-vă, am prezentat și aici un cuier vânătoresc care se poate vedea. Desigur, de la nu lipsesc nici afinata și băuturile noastre specifice bucovinei. Trecem la păsări și păsările care habitează în zona Bucovinei. Aici putem, cea mai mare pasăre este acvila de munte. O vedeți aici? Acvila de munte, așa este de puternică, are un cioc și gheare, încât ridică un iepure sau un pui de căprioară până la înălțimea de 1800 de metri, unde sunt puii ei și îi hrănește. Deci o pasăre foarte puternică. Tot în etajul următor, uitați-vă cocoșul de munte. Cocoșul de munte. O pasăre foarte frumoasă. Ce important, un spectacol deosebit când începe perioada de împerechere a cocoșului de munte. Încep cocoșii să se bată și toate găinușile stau pitite să așteaptă să fie lupta terminată. Și când se termină lupta, atunci
găinușile se pitulează jos, fiind poligam cu coșul de munte, are în jur de 8-9 găinușe, se bucură de cel învingător, se bucură de ele. Etajul ulilor, corpii. Cea mai importantă pasăre care este în așa este ciocănitoarea, care o vedeți aici. Ciocănitoarea e doctorul pădurii. Doctorul pădurii are o... bate în copac atât de mult cum... așa până ce face o gaură și ajunge să scoată vermișorul din copac, să-l scoată cu... are o limbă cam așa de lungă, ciocănitoarea care o vedeți aici. Următorul etaj, etajul bufniților, a ciucului. Uitați-vă aici ce bufniță... Uitați-vă ce bufniță frumoasă care este. Bufnița, așa e de puternic, uitați ce gheare are și ce cioc, încât s-au întâmplat ca o bufniță să bage în spital un muncitor silvicultor. A căzut din cui un pui de bufniță și bufniță, când a plecat muncitorul să-l prindă, atunci bufnița din spatele a sărit și l-a prins cu ghearele de jugulară, da, și cu ciocul, încât l-a băgat în spital pe cetățeanul respectiv. Deci de reținut că toate păsările care sunt răpitoare, animalele sălbatice, își au grijă de puii lor, au grijă exact cum o mamă are grijă de copiii ei, așa și animalele sălbatice au grijă de puii lor. De aia se întâmplă uneori, zice, domnule, o atacat ursul sau lupul, niciun animal sălbatic nu atacă omul. Atâta timp cât îi dai pace, nu-l deranjezi în habitatul lui, da, și-l lași în pace. Cel mai... omul e cel mai periculos animal din tot ce e. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Ce să vă mai spun? Uitați-vă la ce ginga și la fazan, de exemplu. Fazanii sunt foarte împăunați, foarte frumoși ei, masculi. Și găinușile sunt, uitați-vă cum arată o găinușă, mai... nu așa mare, nu așa împăunată. Asta se datorită poligamie, pentru că un cocoș are la fel câte 7, 8, 9 găinușe. Dar în lumea asta al oamenilor, bărbații, uitați-vă ce încornurați sunt masculii. Încornurați și femelele. Foarte ginga și uitați-vă cum arată căprioara aia de sus, cum arată căprioara aia altă de jos, de dincolo, da. Deci, astea vă putem spune. Noi prezentăm tot ce vedeți dumneavoastră aici, de la târguri, la expoziții județene și naționale, pentru educația tineretului. Altceva nu se poate vedea decât într-o expoziție. Și tot ce vedeți dumneavoastră aici, se pot vedea la direcția silvică Suceava, în pădurile noastre, se pot filma. Avem persoane care însoțește vânătorul sau cine vrea să vadă sau să recolteze vreo piesă și noi îi punem la dispoziție. Vă mulțumesc pentru... Mulțumim și noi! Plăcere! Sigur, cu drag, plecați acum când vă filmați, să am aici asta în locul, să n-am pe nimeni, să n-am pe nimeni, să fiu singură. Să fiu singură de urmă, să fiu sănătoși și 100, vă așteptăm. Let's go.
Thank you.